Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre surprize, surprize de sărbători, da? Vine iarna, vin sărbătorile și sunt multe și vrem să vedem ce surprize apar în viața noastră. Cor veni chiar de sărbători, cor veni în perioada următoare, vedem, așteptăm, să sperăm că toate cele trei variante sunt pozitive. Respirați adânc, calmați-vă, nu alegeți în pripă. Și vă sugerez, dacă simțiți nevoia să ascultați două, trei variante sau pe toate trei, totuși să le separați. De exemplu, o variantă din perspectiva relației voastre cu cineva, da? O altă variantă din perspectivă personală, adică doar mesajul să fie doar despre voi. Da? Dacă apare cumva vreo idee, vreo relație, veți trăi și veți vedea și atunci se confirmă. Eventual ce ascultați la relația cu cineva sau cu altă persoană, că poate aveți mai multe persoane în gând, în suflet, da? Dacă țineți musai să ascultați toate etalările, dar eu am zis în general e bine să alegeți maxim două etalări. Dacă vreți să fie toate trei, separați-le într-un fel ca să înțelegeți și mesajele mai clar. Pentru că și așa fiind etalarea colectivă, prezentele trebuie să le facem cât mai generale, da? Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Acum eu o să pun cărțile deoparte. Acesta este numărul 2. Acesta îl pun deoparte. Și începem. Evident că am ales câteva, pentru că dacă ar fi să stați în timp ce aleg eu cărțile, sigur v-ați plictisit. Am ales câteva, am amestecat, am făcut meditația de rigoare și curățenie energetice. Acum, haideți să vedem. Am pus pe alb, dar primul mesaj este mișcarea. Mișcarea. Ceva se mișcă. Într-o problemă. Într-o problemă. Apoi, ce a mai venit? A venit spiritul licuriciului. Licuriciu, iar apropo de sclipici, pici cu sclipici. Și la capătul setului de cărți, crocodilul. Dar acesta nu se vede, se simte. Se vede licuriciul. Alt mesaj. A venit 4 de foc, dar la capătul setului de cărți avem încă 3. 8 de aer. 6 de și faeton. Mesaje new love. Poate ar fi mai bine lăsăm. Unde să lăsăm să le vadă? Poate e mai frumos totuși să lăsăm aici, da? Hai să lăsăm aici, da? Și la capătul setului de cărți, considerați fundația pusă și demonstrați dragoste sau cineva trebuie să vă demonstreze că tot e nouă, da? Ha! Tai frumos, așa. Degeaba am pus eu brăduț pentru că trebuie să-l acopăr. Acum. O să extrag și câteva cărți de tarot, dar deocamdată. Haideți să povestim, să vă transmit ce simt în legătură cu numărul 1. Se mișcă lucrurile, da? Aveți mișcarea, clar. După o perioadă de transformare, 8 de 8. Niciun 8 de, e 8. După o perioadă de transformare, 8 și cu 2 înseamnă 10. Se manifestă ceva nou și se vede confirmarea a noului aici, în această nouă dragoste. Și 2 și cu 6, iar înseamnă transformare. O dragoste care vă transformă și pe voi și pe ei, dar care vine după o îndelungă, de ce simt eu să zic îndelungă, rămâne să de văzut. Dar după o îndelungă așteptare, ideea este că aici aveți 8, pur și simplu, 8 și cu 2. 1 înseamnă manifestare, am zis, manifestarea unei relații. Această relație nu se, sau această nouă dragoste, nu se putea și nu se poate transforma dacă înainte nu ați permis sau nu permiteți transformarea. Adică, dacă acest mesaj pentru unii dintre voi nu se manifestă, nu se manifestă din cauza că încă mai aveți ceva de transformat. În momentul în care se va transforma acel ceva pe care îl consideră Universul necesar, va veni.
va veni această nouă dragoste. Și în momentul în care va veni această nouă dragoste, veți simți că cine vine vrea să demonstreze, vrea să arate. Vrea să arate că îi pasă și că își dorește stabilitate, consideră fundația pusă. Iar stabilitate vedem și prin acest patru de foc. Dar patru de foc, știți foarte bine că în tarot uneori amintește de întâlnire cu prietenii sau o întâlnire foarte frumoasă. Poate dintr-o prietenie se naște această nouă dragoste și puneți bazele unei noi relații de lungă durată. Printr-o prietenie, printr-o întâlnire, eu știu, dacă e la restaurant, că nu toată lumea poate să intre la restaurant, poate acasă sau pe lângă casă vă întâlniți, comunicați cu acest licurici și se mișcă lucrurile și, eu știu, vă invitați acasă de sărbători sau, eu știu, când. Se întâmplă ceva, că vă întâlniți acasă, că nu vă întâlniți, variază, evident că variază, dar interesant este că la capătul setului de cărți apare crocodilul. Acest personaj, eventual, v-a urmărit îndelung. Este un soi de as de cupe, dar nu e chiar as de cupe, este un început din seria cărților de apă. Asta înseamnă că persoana, iar, vedeți, nu e, pentru as de cupe nu e prea arătos, da? A stat într-un mol emoțional și a fost obligată, poate sunteți voi, să vă transformați, să urmăriți în jurul vostru, să vă lăsați eventual, opa, fertilizați de altfel de emoții, pentru că aici văd o ploaie, așa în întuneric, în singurătate, simt o singurătate emoțională, a fost nevoie de o transformare și, în primul rând, transformarea ego-ului. Trebuia să se... Frica, dorința de control față de emoții a voastră, a cuiva, a trebuit să se transforme și să iasă la lumină, că îi apare licuriciu, da? Să comunice. Să comunice altfel. Poate că voi le arătați lumina. Cineva, uite, îmbrățișează o stea, aici este un licuriciu și cineva e întuneric. Sunt posibil să fie două personaje în acest context, da? Voi să arătați lumina cuiva sau ei, dacă voi sunteți în această energie nocturnă, încă în ego, în frică, de emoții, de dragoste, de mișcare, cineva vă arată drumul, clar. Și vă arată că se poate să se creeze prietenii frumoase, da? Să vă bucurați, interesant, poate să vă bucurați de muzică, de sărbători, ia uite, iar este lumină, da? Nu este licurici, dar ar putea să fie licurici toate aceste patru felinare, da? Simt că cineva își dorește să comunice, poate cu aerul și cu acest fluier, poate și prin forme muzicale, dar să comunice optimist și să miște lucrurile într-o nouă direcție. La capătul setului de cărți aveți 8 de aer, 6 de foc și faeton. Iar dorința de a alege o nouă direcție, faetonul și 6 de foc am două, reprezintă victorie. S-a dorit, este în subconștient, se dorește, cel puțin de o persoană, dacă poate e vorba doar de voi, da? Vă doriți în subconștient să se miște lucrurile, dar a stat, iar apropo de 8, de transformare, a stat foarte mult în acest blocaj. Ori în ori, ori în gânduri, da? Impresia. Că nu se poate, este doar o impresie, e într-o altă dimensiune. Veniți, schimbați dimensiunile ca să puteți manifesta. Da? E un 8. Deci până nu ieșiți în acest 8, cum am zis mai devreme, nu se poate manifesta nici 1 manifestarea, nici 2, unul individu, și apoi în momentul în care individul manifestă altceva, atrage pe celălalt, 2-ul, da? Relație. Aici este, a fost, să sperăm că nu mai este, pentru că arată totuși mișcare, da? Se mișcă lucrurile. Într-o nouă, 9, 1 și 9, da? Se confirmă lucrurile într-o nouă direcție. Și e fain. Hai să vedem ce altfel de cadouri, surprize aveți. Numărul 1. O, da. A fost tăcere, a fost o problemă în viața voastră, problemă fizică, relațională, chiar spirituală, poate să reprezinte acest crocodil, da? Ape nămoloase, ape înghețate, emoții,
negative. În ce sens? Frici. Da? În primul și în primul rând, frica de abandon. Frica că nu o să vă iubească nimeni. Sau dacă nu vă recunoașteți pe voi în această carte, să fie cartea altei persoane care vine spre voi, da? După ce s-a transformat. Când, pentru că nu este normal să mergem să cerșim dragoste dacă noi nu suntem deschiși către dragoste, că poți să cerșești cât vrei dragoste, dacă nu ești deschis să o primești. Și atunci cine e de vină? Nu? Deci trebuia schimbarea 5, apropo de 5 vibrații acestui an. Da? Trebuie să meargă înspre credință. Și faetonul, când alege și merge în victorie, are această credință că a ales corect. Deci odată am amestecat, odată, de două ori, iată, a sărit ceva, s-a răsucit ceva sau mi s-a părut mie? Ia uite, s-am deschis la dezamăgire, vedeți? Am deschis, cineva n-a putut să aleagă pentru că a fost dezamăgit. Ia uite, 5 de cupe, dezamăgire, lacrimi, exact acest crocodil, da? Energie negativă emoțională. Nu știu cum să fac ca să manifest victoria, dar dacă mă părăsește, dar dacă nu zice ce vreau eu să aud, dar dacă se va întâmpla și uite, pentru că gândești așa se și manifestă. Am tăiat cărțile? Hai le mai tai odată. Dacă așa e să fie tăiate de două ori, să fie tăiate de două ori. Nu mai știu cum le-am pus, dar nu contează. Sunt toate așezate. Ia uite regele de bâte, sunt așezate așezate cum trebuie să fie. Vai, uite ce frumos, regele de bâte, valetul de cupe și magicianul, apropo de manifestare. Regele de bâte poate a fost un cuceritor sau un om distractiv, simpatic, haios, dar a trebuit să învețe ceva, să ofere emoții sau nu atât să ofere cât să-și întoarcă fața către emoții. Pentru că o perioadă a stat cu spatele la emoții. Da, am putere, am, da, energie, vreau să merg, vreau să fac, da? Dar când e vorba de relații, ceva n-a fost cum ar fi trebuit să fie, da? În primul și în primul rând se dorește manifestarea, da? A unei noi relații. Posibil să se exprime niște scuze și dacă nu sunt scuze, să se exprime parte din emoțiile pe care unul dintre voi, pentru că e o nouă dragoste. Și atunci, dacă e nouă dragoste, deja includ și a doua persoană, doiul, da? Nu doar unul și doiul, da? Nu doar magicianul și doiul. Deci, veți primi niște expresii emoționale, expresii pasionale din partea cuiva. Cred eu. Ia uite, o nouă dragoste. O nouă lume, în ce sens vreau să zic? Un nou capitol. Ia uite, iar cavalerul de cupe. Am zis mai devreme, dacă până acum nu s-a întors acest personaj puternic, creativ cu magicianul și regele de bâte, foarte creativ, care atrage atenția, dacă nu s-a întors către emoții, se întoarce către emoții. Acum, această nouă lume, asta înseamnă o nouă lume în care se exprimă dragostea. Ca să se poată crea cuplul, da? Cele două cupe. Da, mișcarea. Iar e mișcare, cavalerul este în mișcare. E drăguț. La capătul setului de cărți, ia uite. 4 de bâte se confirmă, dar iar călătorie, mișcare, 6 de spade se lasă apele tulburi. Ia uite, crocodilul e în apă tulburi. Da, în apă tulburi. Aici 5 de monede se lasă și se manifestă. Ia uite, întâlnirea. Bucuria. Și repet, poate să fie doar o întâlnire din care se va naște prin comunicare de la suflet la suflet, se va naște o nouă relație, un nou potențial. Asta pentru că a apărut o nouă dragoste. Dar, că este o nouă dragoste, repet, că este o nouă dragoste față de voi, în care voi manifestați vindecare emoțională și începe să străluciți cu lumea și cu licuriciu, să străluciți în lume, într-o fel sau altul, sau măcar în jurul vostru, asta înseamnă în lume, da? În lumea în care trăiți, să străluciți, să nu mai stați în acele ape, da? În acel stres. Vai, că eu cum pot să manifest reușită și
succes. Uite, mișcându-te. Ieșind, făcând schimbarea. Și cinci, am mai zis eu, cinci înseamnă schimbare creativă. Și aveți regele de putere. Aveți magicianul. Amândoi foarte creativi. Da? Deci, ideea e să manifestați o chestie de proiect cu asul de monede. Poate să fie un proiect foarte creativ, care atrage lumea. Patru de bute, proiectul respectiv, cupele pe care le manifestați într-un mod haios, distractiv. Iar, repet, creativ, pentru că așa sunt inspirată. E un cuvânt puternic. Artistic, chiar vreau să zic. Vor atrage oameni, patru de bâte, atrag oameni, bucură oamenii și uite așa vă puteți crea o nouă lume, un nou cerc și să vă ridicați încet, încet, să vă extindeți online, eventual. Da. Dar pentru asta, într-adevăr, iau 8 de spade pe care le regăsim aici, uitați. Deci se confirmă, da? Este un stres. Stres. Cum să iau de la zero? Cum să exprim? Ia uite două suflete. Cum să exprim că sunt atras, că simt acest personaj, că a fost o întâlnire, wow, trăsnet. Da? Cineva vă vede într-un mod excepțional sau voi îi vedeți într-un mod excepțional, însă vă este teamă. Dar faceți gesturile. Dacă voi sunteți în teama aceasta, faceți gesturile. Dacă ei au întârziat sau poate nici nu știți, dar ei vă știu, da? Au întârziat aceste gesturi și această implicare cu cinci de bute din cauza fricilor. Ego-ul acela. Că nu găsesc soluții. Cam atât. Aș spune pentru cei care ați ales numărul 1. Cadouri de sărbători. Cadouri de sărbători. Probabil că primiți și niște cadouri online, adică prin poștă. Cineva vă trimite prin poștă sau prin curier. Da? Posibil. Șampanii, chestiuni, ciocolățele. Însă, cel mai important este lumina pe care o împrăștiați voi în jurul vostru. Sper că v-a plăcut. Eu o să pun cărțile deoparte acestea și mă pregătesc. Ia să le iau și pe acestea. Okidoki. Okidoki! Numărul 2. Pentru cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. E o situație care trebuie ajustată, trebuie lipită, știu eu de ce zic. Însă, spiritul animalelor, ia uite, broscuța testoasă, lucrurile vin greu. La capătul setului de cărți este oul cosmic. Este o legătură foarte profundă, posibil adictivă, dar lucrurile se dezvoltă foarte greu. Asta unde-l pun? Acestea au venit așa. Care mai era mesajul? 2. Imediat vă zic. 2 de aer. Da, deci astea erau. Așa. Și acestea la capătul setului de părți. Le las așa în spate. Apoi... un pic. Deci mesaje. Alege dragostea. A venit așa și cere ajutorul. Acesta a venit așa. Și acestea sunt așa. La capătul setului de cărți. Da. Acum. Pentru unii, mesajul de la îngeri este să alegeți dragostea, dar unii dintre voi încă nu,
nu sunteți în stare să alegeți, să faceți această alegere. Dar a venit cartea invers totuși. Vă spun așa de la început că a venit invers, pentru că o să vedeți, se simte o întârziere. Sfatul îngerilor este să cereți ajutorul. 4 și cu 1, 5, da? Ca să puteți să faceți schimbarea. Schimbarea în comunicare. 2 și cu 1 înseamnă 3, da? Felul în care comunicați, în care mergeți într-o direcție, trebuie. Felul în care comunicați trebuie să exprime dragoste, să fie din dragoste și pentru asta evident că trebuie să alegeți dragostea. Întotdeauna aveți o alegere, de apropo de alegere de făcut, faceți-o cu dragoste, din dragoste, din suflet. Dar a venit invers. Și atunci este o nehotărâre. Este o nehotărâre care se vede și în 2 de pământ și 7 de aer. Și din cauza acestei nehotărâri a venit și această carte, detalii. Detalii, detalii. Trebuie să cântăriți. Unii dintre voi trebuie să cântăriți lucrurile. Poate că aveți marcaj în balanță, apropo de cântare. Dar apare 2 de pământ, da? 2 pământ, ia uitați. Ce aleg? Alba sau neagră? Da? Ca să nu mă mai păcălesc, pentru că aici există o tendință a unei a voastră. Dacă nu e a voastră, deși totuși văd că e etalarea mai degrabă personală, dar dacă sunt două persoane, este o tendință de sabotaj. Din cauza acestei imposibilități, nu imposibilități. Da, este regina de aer. La capătul setului de cărți, 7 de foc și 5 de aer. E un stres mental. Cum să merg înainte? Cum să gândesc altfel decât în acest... V-am zis, e un sabotaj. Ori din partea cuiva, dar nu cred că este musai voit, cât dacă cineva a simțit că vă păcălește, vă păcălește pentru că este... prea mentală persoană, prea rațională și uneori, uite, trebuie să alegem din dragoste. Da? Din acest motiv și cărțile care țin de emoție, da? Reprezintă o mișcare foarte înceată. Broscuța testoasă. Are o cale lungă de străbătut, are multe de descoperit, dar este închisă. Probabil că cineva... Ori voi, ori persoana la care vă gândiți, pentru că este totuși un doi și trebuie să se aleagă ceva, voi trebuie să alegeți pe cineva sau persoana la care vă gândiți trebuie să aleagă ori pe voi, ori pe Xulescu sau Xulească. Ideea este că cine trebuie să facă această alegere este foarte, foarte stresat. 5 de aer. Și are tendința cu 5 de aer și cu 7 de aer. N-aș spune tendința să mintă, cât să se mintă, să se păcălească, să saboteze potențialele. Aici este un potențial excepțional de creștere, 7 de eter, da? Al cincilea element, da? 7 de eter reprezintă coroana. Reprezintă kundalini. Trezirea spirituală. Trezirea spirituală și apoi manifestarea în momentul în care se trezește șarpele kundalini. Și nu vorbesc de sexualitate, nu. Exclus, pentru că kundalini nu înseamnă doar sexualitate. Înseamnă spiritualitate, da? În momentul în care se trezește acest personaj la spiritualitate, va trebui să-și manifeste oul, da? Va trebui să manifeste. Însă, deci potențialul este, oul e potențialul, da? Dar, deocamdată, personajul stă în gânduri, într-o rațiune excepțională, exagerată, aș spune, da? Regina de aer. Regina de aer, 5 de aer, 7 de aer. Acest personaj nu este obișnuit să creadă în spiritualitate, nu este obișnuit să dea
libertate de exprimare emoțiilor, că sunteți voi creată persoană, variază. Însă, are tendința să se uite prea mult la detalii și din cauza asta pierde imaginea generală. Și totuși, dacă nu aveți, interesant, a venit claritatea, vedeți, claritatea este invers. Claritatea este invers. Și avem aici un personaj care are măști, de fapt două personaje, interesant, și la 5 de ani și la 7 de ani. Au măști, da? Se păcălesc. Se păcălesc singuri prin această rațiune. Poate că nu cred în Dumnezeu, poate că sunt atei. Poate nu cred că emoțiile au o valoare, spiritualitatea, da? Ei, și cine nu crede, nu poate să aleagă corect. Interesant, doi de monede, alegerea, atunci are nevoie de ajutor. Cineva trebuie, dacă voi simțiți că nu puteți să alege, să vedeți între atâtea detalii, să vă găsiți busola, interesant, să vă găsiți busola, să mergeți înspre, de fapt, aici este un soi de op de apă, să lăsați în urmă apele tulburi și să mergeți înspre nouă, înspre dragoste față de voi. Dar zic, puteți să alegeți, alegeți dragostea față de voi, să nu vă mai păcăliți. Să nu vă mai păcăliți. Am zis de multe ori că de multe ori ne păcălim singuri. Casă, job, casă, job. Nu simu să fie altă persoană. Poate să fie și o altă persoană, da? Dar, și dacă n-ar fi casă, job, sau casă și, eu știu, familia din mama și soția, sau, știți, sunt situații, băi, alege un drum și mergi drept pe acel drum. Asta e situația. Și în primul rând mergi către dragoste nouă de cupe, spre nouă de cupe, răscuța testoasă, închisă emoțional. Are o carapace. Ieșiți din carapace și mergeți înspre dragoste. Cereți ajutorul cuiva. Și în momentul în care mergeți înspre dragoste față de voi, atunci începe să crească și să se trezească și Kundalini. Altfel stăm închistat. Repet, dacă nu vă reprezintă, poate este un personaj în viața voastră care are această atitudine. Da. Sau relația dintre voi și cineva. Și atunci și voi trebuie să vedeți lucrurile, să vedeți detaliile. De ce? Până la urmă, poate vedem și alte cărți. Dacă ei întârzie și voi trebuie să vedeți detaliile, semnalele, faptul că nu-i claritate și atunci pe cine să așteptați? Pe cine să așteptați dacă ei sunt neclari, dacă ei sunt confuzi? Bâșbâie în gânduri, în... Ia uite, 4 de cupe. Este o ofertă pe care cineva a pierdut-o din cauza acestei tendințe de a gândi prea mult, de a nu ști ce să aleagă. Pentru că nu știe, pentru că nu se iubește. Și atunci cum să iubească, să aleagă cineva dragoste dacă nu se alege pe el, pe ea? Ia uite, moartea. Transformare. După sacrificii, după regrete. Muncă, munciți, munciți. Dar unde munciți? Hai să vedem. Numărul 2. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, 10 de cupe. Există potențial. Asul de bâte. Aici trebuie să aveți încredere. Asul de bâte, ia să vedem. Valetul de spade. Împăratul ei. Control. Dorința de control. Posibil aveți pe cineva acasă care vă controlează. Turnul. Și ce vine după turn? Niște scuze. Dacă persoana respectivă, așa simt, posibil, pentru unii dintre voi, persoana respectivă să nu știe să aleagă. Să simtă multă atracție, multă pasiune, da? Eventual să prefere să se uite la voi și să se controleze, pentru că așa a fost învățat, așa le spune rațiunea. Poate că au cu 5 de aer, înseamnă conflicte,
Și regina de aer, care înseamnă uneori avocat, ar putea să fie. În ce sens? Dorința de a se separa de persoanele care vorbesc urât sau îi manipulează mental. Și din cauza aceasta ar vrea să vină spre asul de bâte, dar să rețin. Și în comunicare și în... Ia uite, se uită. Împăratul se uită. Și valetul de spade se uită înspre acest as de bâte. Există o scânteie între... sau în via... Hai să zic așa, pe relație. Dacă e un personaj, așa simt că pentru un e un personaj, da? Acest personaj, ori din control prea mult, nu se exprimă, zice una, dar adică, de fapt, n-ar zice, ține sabia în spate. Preferă să se uite, dar să vorbească mai puțin. Da? Se lasă stimulat, atras, încântat de acest foc, de această pasiune, de acest nou, și cupă și bâte, adică și emoții și, și pasiune, dar preferă să nu comunice. Cu 7 de aer, cu 5 de aer, cu regina de aer și cu valetul de spade, preferă să nu comunice. Interesant, ar putea să ceară ajutorul cuiva. Valetul de spade cere, verbal, comunică. Și împăratul uneori poate să fie un personaj important. Ar putea să se consulte cu o persoană matură, da? Dacă vrea să refacă, că ați văzut moartea, da? Și turnul. Să refacă o separare. Între voi a apărut o separare. Da? Dacă vrea să refacă această separare, posibil ar fi bine să studieze și să se consulte cu cere ajutorul cu un personaj mai înțelept. Da? Care a trecut prin mai multe și știe în principiu ce să aleagă. Și atunci ar putea, după această, eu știu, consultație, ar putea să vină, puteți să fiți voi sau cineva, cu o altfel de exprimare, exprimare emoțională în fața bâtelor, da? Și să manifeste mișcare înspre, ce am zis, 9 de cupe, deci broscuța testoasă, care lasă în urmă apele tulburi ca să se descopere. Asta ar însemna acest personaj, dacă ar cere ajutorul și dacă l-ar învăța cineva cum să fie mai clar, să aibă mintea, să nu mai aibă păsărele în minte, da? Aici prea multe păsărele. Cum să ia deciziile și ce să aleagă, ar putea să vină cu niște scuze și să manifeste bucuria. În primul rând, bucuria lor, bucuria voastră. Și soare să fie o claritate în această, claritatea aia care acum nu este. Acesta ar trebui să fie cadoul de Crăciun, claritatea, trezirea cu șarpele Kundalini și cu soarele, să fie trezirea cuiva în momentul în care se mișcă din apele tulburi, din ape și din gânduri mai ales, dar și aici sunt ape tulburi. Așa, și manifestă exprimare emoțională și manifestă altfel de energie. Pentru unii dintre voi, acest personaj, dacă e un personaj, nu a manifestat acest lucru pentru că simte că este urmărit de un personaj care îl domină sau vrea să-l controleze. Și atunci își restricționează, cu alte cuvinte, se autosabotează, cum am zis mai devreme, într-o relație. S-a păcălit într-o relație, stă în preajma unor oameni care vorbesc nepotrivit și sunt geloși și sunt invidioși și aici trebuie să se separe de aceste personaje, da? Trebuie să se separe de personajele care influențează negativ și să manifeste ceva nou. Pentru că există în aer această vibrație, asul de cupe și asul de bâte. Dar degeaba există dacă personajul e influențat negativ, dacă este controlat, ori prin educație, ori de un personaj mai dur. Și dacă e controlat, asta trebuie să se trezească, soarele și trăsnetul, asta înseamnă și turnul, trezire. Wake up! Cât ai de gând să stai în această situație?
Deocamdată, uite, sunt confuzii emoționale. Confuzii. E o confuzie. Dar trebuie să-și asculte sufletul. Regina de cupe și nouă de cupe. Am zis 9 și 1, 10. S-a văzut mai devreme. Există potențial. Potențialul acesta este excepțional. Dar. Și cărți puternice. Dar. Trebuie să iasă ordin, autocontrol. Autocontrolul ăsta care de fapt înseamnă minciună față de el, de ea însăși. Acum, dacă n-ar fi o problemă, dacă n-ar fi o persoană, posibil pentru unii dintre voi, să aveți cineva să vină în viața voastră și voi să nu puteți alegeți. V-am zis, din teamă că vă pierde stabilitatea, din motive de religie, de educație, de bani. Și din cauza aceasta se manifestă separarea. 8 de cupe, cineva care se îndepărtează emoțional, trăsnetul, moartea, se manifestă separarea. De vechi. Ce vine acum, asul de cupe și, sau a venit și asul de bâte, potențialul care este în aer, trebuie manifestat. Trebuie ales, trebuie aleasă dragoste. Da? Trebuie să întoarceți cartea în poziția normală. Și repet, dacă nu puteți alegeți, cereți ajutorul cuiva. Există cineva care vă poate ajuta să vă găsiți busola. Mai ales că aveți de făcut această călătorie înspre soare, înspre stimă, dragoste față de voi, înspre o nouă misiune. Dacă nu e vorba de o altă persoană, înspre o nouă misiune. Poate unii vreți să călătoriți mai aproape de copilul vostru, posibil. Și nu știți că aveți, eu știu, un job care vă reține. Un job, un șef, eu știu, sau cine. Să zicem, deși cam concentrarea mea în etalări este spre creștere spirituală, da? Deci potențialul este. Ori vine, dar mare grijă să nu pierdeți ocazia, repet, să nu pierdeți ocazia din cauza acestei tendințe de păcăleală, autosabotaj. Prea multă rațiune nu-i bine. Trebuie să alegeți din dragoste. Ce, mergeți eventual la un psiholog, tarolog, astrolog, dacă vreți voi, trainer. Da? Care să vă învețe cum să vă accesați sufletul, cum să vă luminați sufletul și să alegeți în dragoste. Și să mergeți. Dar scânteia aceasta la un moment dat să genereze. Iaud, un nou univers. Trezirea. Și asta înseamnă că aveți opțiuni. Dar dacă nu știți să alegeți, stați în confuzie. Trebuie să alegeți dragoste față de voi. Și apoi începe construcția care va duce creștere spirituală. Da? Dar iau, aveți în spate de lăsat o situație karmică. Aici vă păcăliți. Aveți impresia că acest personaj, bărbat, femeie, nu contează, împărat sau regele de monede, da? Aveți impresia că vă dă stabilitate, de o energie adictivă. Vă creează dependență. E doar o impresie. Da? Trebuie să învățați să vă iubiți. Și apoi să oferiți dragoste și asta înseamnă, cum să zic, să alegeți din cupele pe care le aveți. Dar nu pe acesta cu diavolul, da? Nu, nu. Eventual acesta cu trezirea spirituală. Să vă alegeți pe voi. Dar pentru asta trebuie să lăsați turnul, interesant, da? Să se dărâme. Cam atât deocamdată. Cam atât. Eu știu cât v-a plăcut. Rămâne de văzut, cărțile sunt puternice, dar dacă voi sunteți în stare de confuzie, rămâne de văzut cum primiți și acest mesaj. Eu v-am spus de la începutul etalării, fiți relaxați ca să ajungă la voi cuvintele și energia care trebuie. Pentru că dacă sunteți închiși ca această vrăscuță testoasă voi, eventual dacă sunteți voi, nu o să pătrundă nicio, da? Nicio idee.
Asul de bâte. Interesant este că, totuși, la capătul setului de cărți, în acest set de cărți, după 5 de aia era apărut Renașterea. Ceva vă cheamă. Vă cheamă la altceva, dar trebuie să știți. Trebuie să știți direcția în care mergeți. Cam atât deocamdată. Aștept și eu comentarii. Eu zic că e ok și așa, atât timp cât în această perioadă sunt potențiale, bine. Important e să fie, dar repet, trebuie să alegeți corect. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, dragii mei, că are legătură cu o persoană, că are legătură doar cu voi, că e un mesaj strict personal, vedem. Da, hai să... ce cărți au venit? Au venit multe cărți la voi. Deci, acestea două și la capătul setului de cărți erau. Deci, relaxare și acțiune vorbesc puternic. Relaxați-vă un pic, dragii mei. Stai acolo frumos. Și aici. Fizică, tot și dragoste. În fine, nu mai știu care era prima, nu mai contează. Cu tot același mesaj. Așa, ăsta. Spirit of Place. Patru. Din seria animalelor, leul și la capătul setului de cărți, cu ciora și cu elefantul. Apoi, acestea două iar au vrut să vină, asul de cupe, regele de foc și la capătul setului de cărți, 10 de cupe și încă nu știu câte alte cărți. Hai să vedem. În primul și în primul rând, dragii mei, cei care ați ales numărul 3, mesajul este să vă găsiți patul, ce înseamnă echilibru. Și pentru asta, într-un loc. Să vă găsiți un loc care vă aduce echilibru. Pentru că e patru numărul împăratului, da? Să vă echilibrați viața. Să vă conduceți voi viața. Și pentru că e vorba de un loc, să vă găsiți un loc în care vă puteți odihni, relaxa. Da? Pentru că ați, cu acțiunile vorbesc puternic, s-ar putea unii dintre voi să vă fi implicat foarte mult în multe chestii și să aveți nevoie de relaxare. Și în momentul în care vă relaxați, dragii mei, vine și dragostea. Pentru că dacă ați fost tot timpul ocupați, când să vină dragostea? Când voi tot timpul sunteți pe drumul, tacă, se face și una și alta, da? Unii așa simt, da? Și nu doar că trebuie să vă relaxați, dar să vă relaxați și mintea și sufletul, ca să primiți această dragoste. Dragostea o să vină din jurul vostru, dragostea cu asul de cupe. Dragostea este peste tot. Da? 16 este numărul temperanței. Trebuie să vă temperați, să vă vindecați cu această odihnă, este esențială, da? Și să-i lăsați pe alții să acționeze. Aveți nevoie de o atingere fizică, posibil să aveți nevoie de un masaj, deși aici văd că e o romanță, se înfiripează o romanță cu asul de cupe, clar că se înfiripează o romanță, dragostea este peste tot, o romanță care vă aduce multe emoții, 10 de cupe. Sau, dacă nu vă, persoane respective. Da? Dar eu zic că o să fiți, pentru că 10 de cupe sunt două persoane și aici îl avem pe Budiță. Așa zic eu, Budiță Buddha. Care Buddha pentru mine sugerează echilibru între masculin și feminin. Da? Și atunci bărbatul și femeia și... Da? Da, și apropo de masculin și feminin, fiți și în energia aceasta feminină receptivă, nu doar în cea masculină activă. Ca să se poată manifesta dragoste. Da? Oh, spiritul locului. Ceva ce ține de locul în care stați. Trebuie să se transforme sau să vedeți locul în care stați, trebuie să-l vedeți altfel. Să vedeți potențialul, chiar dacă e toamnă, e iarnă, să vedeți potențialul locului. Să ascultați vibrația acelui loc. Dar pentru unii posibil să fie, pentru că e numărul 4, numărul împăratului, și avem un rege de foc, și avem și aici un rege de foc, da? Persoană foarte importantă, impozantă, da? Și avem și un leu, iar
aici regina. Regele și regina, interesant. Măi, vă întâlniți cu cineva care, care este la fel de puternic ca voi. Interesant. Care este la fel de puternic ca voi. Dar pentru asta trebuie să fiți în energia feminină, interesant, regina. Trebuie să fiți în energia feminină ca să vină bărbatul, regele, regele de foc. Și aici a cumpăratul. O persoană importantă. Spirit of place. Și eventual când va veni acest personaj, pentru că este un as de cupe, zic că există acest potențial, se dorește atingerea fizică, de se dorește ceva drăguț între două persoane, regele și regina, în momentul în care va veni, locul în care sta se va schimba. Veți vedea locul altfel. Sau poate, interesant, vedem dacă se confirmă, poate unii veți schimba și locul. În fine. Asul de cupe și regele de foc. Veți primi un cadou. Interesant, poate o bijuterie unii dintre voi, apropo de cadouri, din suflet. Cineva vrea să facă, să vă facă cadou din suflet. O inimioară cu perluțe, eu știu ce, din aur, de ce-o fi. Că e inel, că e medalion. Nu știu, simt că unii veți primi un cadouț, da? Dar, trecând peste asta, noua dragoste care este, care vine, vine, vine o dragoste pentru unii, clar, vă ajută să, pentru că doar împreună, regele și regina, da? Vă ajută să împingeți blocajele mentale și emoționale care sunt în preajma voastră. V-ați luptat foarte mult cu o energie întunecoasă, da? În jurul vostru. Gânduri, stres, bine, și pandemia, dar nu doar. Poate să fie în plus de pandemie și alte chestiuni, da? Nu? Obdes de aer, da? Însă lucrurile încep să se miște. Vă ajută străbunii, strămoșii vă ajută. Acum, trecând peste strămoșii care vă ajută să vă regăsiți încrederea în voi, vindecarea, dragostea față de voi și vindecare. Și cu regele de foc poate să fie încrederea în voi. Dar ca să vă regăsiți și energia, aveți nevoie de un pic de relaxare, de odihnă. Cadouri de sărbători. Nu știu, o mare bucurie. Cu 10 de cupe, o mare bucurie. Dragoste față de voi, o nouă dragoste. Dragoste, pasiune, bucurie, un cuplu puternic. Cineva vrea să, interesant cu această atingere fizică, cineva vrea să vă humanizer. Să vă adore, să vă respecte, să-și arate stima, dorința și dorința și dragostea, dar și stima față de voi. Interesant că la capătul setului de cărți am avut, afară de 10 de cupe, multe cărți. Trebuie să vă vindecați cu steaua și relaxarea, dar trebuie să vă vindecați și asul de cupe. De stres, nu. De aer, nu de aer. De stres. De dorința de a acționa, de a fi puternici. Nu. Sunteți puternici oricum, da? Eventual vă luptați pentru a vă împăca cu cineva, ați aștepta să vă împăcați cu cineva și există niște lupte interioare. Persoana respectivă nu poate să se împace acum pentru că se luptă ori cu alte persoane, ori cu ego-ul lor și uite așa stați și voi în stres, nu de aer. Preluați din stresul lor, dar vindecați-vă de acest stres. Pentru că trebuie să renașteți. Această judecată a venit și la voi ca și la numărul 2. Trebuie să renaște și veți renaște alături de un personaj, repet, puternic. Eventual, dacă personajul pe care îl veți întâlni, regele de foc și asul de cupe, cu care veți fi foarte fericiți și vă veți găsi stabilitatea. Posibil pentru unii acest personaj să fie un personaj puternic, care iese în evidență steaua și împăratul, da? Un personaj important. Da, că e, că nu e, nu mă interesează asta atât de mult, veți vedea voi. Ideea este că și ei
au trebuit să se lupte, să renască dintr-o situație neplăcută, cu un ex, un ex, o exă, da? Un fost, o fostă, da? Cu care s-a tot luptat și se tot chinuie să se vindece de problemele care sunt în acel cuplu. Însă, întâlnirea dintre voi îi va vindeca și le va reda și lor energia și încrederea în dragoste. Ceva interesant se întâmplă în această perioadă. Vă veți regăsi în această perioadă dragostea față de voi, stima față de voi, noblețea, regalitatea, da? Mândria, dacă ați pierdut-o în niște scenarii neplăcute sau gânduri, da? Programe negative, vă veți regăsi mândria și iar dragostea. Dar eu simt, așa simt că mai vine o persoană. Hai să vedem. Numărul 3. Odată. Uf, da, după blocaje. După blocaje. De 2 ori. Și de 3 ori. Și după așteptare. Oboseală, iar odihniți-vă. Odihniți-vă că... Nu mai sunt sărbătorile ca pe vremuri, da? No? A, 10 de spade. Și am văzut 9 de spade de 2 ori. Și 10 de bâte și 9 de bâte. Aici, odihniți-vă că ați muncit, v-ați implicat prea mult. Ia. Fantastic! 10 de 10, 10, 10! 10 de monede! Ați muncit acasă pentru familie, am zis, ori soț, soție, ori mamă, tată, frate, soră. Acolo ați muncit și v-ați simțit și trădați. V-a trădat cineva. Dar, am zis, străbunii, văd, străbunii aceia mai evoluați, văd și vă susțin. Și dacă nu sunt străbuni, dar știu sigur că sunt și străbuni, este un personaj puternic care vine și vă susține. Extraordinar îndrăgostiți. Ia uite, marele preot. Asul de monede. Da. Da, cineva își face gânduri, stres, cum să vină și să ofere dragoste. Iar nouă de spade. Ce frumos! Ia uite, împăratul de care am zis și magicianul. Împăratul a avut în spate multe conflicte, poate și o tendință manipulatoare pe care a trebuit să o vindece, dar în primul și în primul rând un personaj manipulator. Că toate aceste finaluri sunt în viața lor sau în viața voastră, eu zic că sunt și în viața voastră, dacă sunteți suflete gemene, flăcări gemene, suflete perechi, și în viața lor și în viața voastră, trebuie să încheiați. Pentru că știți ce urmează? Ia uitați-vă! Ia uitați-vă ce frumos, dragii mei! Ce urmează? 10 de cupe. Asta este. Deci de acum încolo, intrați pe acest vibe. 10 de cupe. Dacă încheiați trădările, durerile, munca, da? Munciți pentru alții, pentru prea multe, pentru un job, pentru familie, pentru X, pentru Y. Da, ajutăm și căței, ajutăm și pisicile, ajutăm și pe mama, și pe tata, și pe sora, și pe vecinul, și pe prietenul, și pe prietena, și pe... Și nu mai fi soț, soție și pe toată lumea, da? Nu. Odihniți-vă, calmați-vă, respirați adânc, faceți un pic de meditație, da? Oferiți-vă vouă clipele acestea, da? Vouă, oferiți-vă voi cadouri, emoții frumoase. Și în momentul în care voi vă oferiți, vine și persoana și vă oferă și aveți 10 de cupe. Vine asul de monede. Am zis, au fost blocaje. Clar. Un personaj puternic, am zis că vă urmărește. N-ați comunicat, clar, cu valetul de spade și 5 de monede. A fost o perioadă de tăcere, de abandon chiar. În care acest personaj important, probabil că și el a trebuit să învețe, că are de-a face cu alte persoane
În preajmă manipulatoare, intrigante, da? Cu secrete, cu probleme și au trebuit să se vindece. Să se vindece. Da, zic, dacă sunteți, sigur, cred că sunteți. Apare regele și regina, da? Dacă sunteți suflete perechi, plăcări gemene, ce vi s-a întâmplat vouă, s-a întâmplat și în viața lor într-o formă sau alta. Aș vrea să vorbesc doar despre voi, dar uitați că apare și al doilea personaj. Poate chiar și mai multe cu acest 10, 10, 10. 9, 9, încheiere de cicluri. Pregătiți-vă, pentru că aveți 5 și 6, finalul acestui an 5 se manifestă cu un dar, as de cupe și as de monede, din dragoste, din suflet, regele de cupe și regele de foc. Da? Pentru că meritați. Pentru că vă păstrați simțul dreptății, a venit, ca și intuiție, simțul mândriei. Da. Nu vă mai lăsați călcați în picioare și atunci apare regele ăsta, regele, regina, leul. Urlați și voi de câteva ori la ei și puneți-le acum, glumesc. Dar nu trebuie să urlați, pur și simplu. Să vă ridicați capul în sus, da? Vă dați un pic cu oama pe spate și apărut un gest la teatral. Pieptul înainte și my way. Vă vedeți de drumul vostru. Cineva vrea stabilitate cu voi, mare preot și asul de monede. Are ceva stres. Posibil dacă e împărat, da? Împărat. Când zic împărat, o persoană importantă sau dintr-o familie importantă, da? Poate că renunță și la această construcție financiară, generațională, da? În care s-au păcălit, au muncit, ca așa le zis părinții, da? Că sunteți voi, că sunt ei, variază. Și vor să aleagă să vă ofere asul de cupe din suflet, asul de monede din suflet, să ofere stabilitate, să vă onoreze, apropo de leu, regele și regina, să vă onoreze, doamnelor, că meritați. Să demonstreze, după o perioadă de tăcere interesant cu relaxarea, relaxați-vă și voi, da? Ca să vină, să acționeze persoana. După o perioadă de tăcere, trebuie să intre în acțiune un personaj în viața voastră. Dar, repet, dați-vă timp, pentru că dacă sunteți tot timpul pe fugă, când să vină? Și aici vă zic și din experiență, da? Tot timpul am ceva de făcut. Când să vină? Și în primul rând, când să vină acest moment, repet, poate să fie și pentru voi, în care voi stați cu voi. Bine, eu mai fac chestia asta, dar nu știu voi cât faceți. Da. Stați în pat, la televizor, mâncați ceva bunuț și se schimbă vibrația. Am zis mai devreme, o persoană importantă, steaua, marele preot, regele de cupe și regele de foc. Bine, acum poate sunt personaje pe care voi le știți și le regăsiți dacă ascultați tarotul, știți în principiu, dar nu e obligatoriu, dragii mei, regele de cupe să fie semn de apă. Poate să fie, să zic, balanță. Zic balanță, dar să aibă o lună sau planete în semne de apă sau pur și simplu să aibă trigoane cu voi, faine, frumoase, ceva, conjuncții, trigoane și să simtă dragoste față de voi. Deci, nu mai limitați cărțile, pentru că înseamnă energie și să ții energia într-o cușcă este iar păcăleală. Însă, e frumos ce se vede. Doamnelor, pentru unele doamne, posibil să vină un bărbat înalt și binefăcut, da? Cu elefantul, care se trezește și el. Se trezește la spiritualitate. Acest foc, dacă înainte era doar sexual, doar concentrat pe muncă, da? Pe responsabilități, pe siguranță, e prima chakra, da?
patru, învărat pe siguranță, pe stabilitate, pe tradiție, ei, acest foc s-a ridicat între timp și a deschis al treilea ochi și manifestă altceva, credință. Vrea să manifeste altceva. Nu știu, ceva frumos. Ceva frumos se întâmplă, dragile mele. Cineva se maturizează, eventual, și între timp voi trebuie să renunțați. Acum, dacă ar fi doar despre voi, alegeți creșterea spirituală, alegeți o misiune a voastră, să faceți ceva nou, o nouă direcție, un nou loc, apropo de nou loc, lăsați familia aceasta, pentru unii dintre voi clar este un mesaj, să lăsați această familie care v-a epuizat și să mergeți într-un nou loc, să aveți credință că în acest nou loc vă veți vindeca, regele de cupe vindecă, stresul, oboseala, da? Alt mesaj. Acum, bine, eu sper că vă place în continuare să urmăriți acest canal și v-a plăcut și acest număr, numărul 3. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite, dar chiar să fie cu fericire. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc cadouri și mai frumoase. Numai bine, ciao, ciao!